Sunt și vă spun bun venit la EpicTok, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al patrulea sezon, l-am ca partener de dialog pe psihoterapeutul și autorul Gaspar Gheorghe, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece în noi și cu spațiul dintre noi. EpicTok este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de EON. Bună, Gașpar! ce mai faci? Bună, Andreea. Intru încet în febra sărbătorilor, și mintea mea se gândește la cadouri, la vacanță, la zilele libere, și în corp simt uh, multă energie pozitivă. Ai făcut lista de cumpărături, ce ai de cumpărat, ce cadouri. Uh... Uh, mental, da, mental, da, mental. Tu cum ești? Uh, bine, și eu mă pregătesc, am făcut listele. Adică m-am gândit așa la câteva idei, încă din octombrie, oh, oh, oh. ce să cumpăr pentru mm -hmm. câteva persoane și urmează să fac și investiția. Minunat! <laughs> uh, vorbim astăzi despre mindfulness financiar, numai bine, nu? Mm -hmm. Ca să fim echilibrați de da. sărbători și să învățăm cum să facem calcule, uh, învățăm cum să privim banii, dacă sunt buni, dacă sunt răi dacă noi le dăm putere sau le luăm puterea, așa că o să încep prin a te întreba care este relația ta cu banii. Aș îndrăznia, spune Andreea, că în acest moment e o relație suficient de bună, o relație care o lungă bucată de timp mi-a creat multe frici, anxietăți, neliniști, îndoieli, după care mi-am resetat un pic credințele, convingerile și de aproximativ 4-5 ani aș îndrăznea spune că e o relație destul de sănătoasă. Când simți că ai început să i controlezi tu pe ei și nu ei pe tine? Acum 4-5 ani? Acum 4 sau 5 ani, atunci când am realizat că de fapt gândurile mele cu privire la bani, credințele mele, convingerile mele influențează destul de mult felul în care mă raportez eu față de banii și că de fapt s-ar putea ca să nu fie vorba de o realitate obiectivă, ci mai degrabă de o realitate subiectivă a minții mele. Și mi-aduc aminte că respingeam destul de mult cărțile de educație financiară pentru că mi se păreau foarte complicate, structurate, nu rezonam foarte bine cu ele și am găsit o carte pe care am citit-o în limba engleză atunci când nu era în limba română și mi-a schimbat complet cadrarea asta mentală față de bani și cred că din momentul respectiv și energia pe care eu o transmit către bani s-a schimbat semnificativ și dacă până atunci eram destul de ni din relația cu banii și mă plângeam într-una că nu sunt suficienți, că nu mi-ajung, că ajung foarte greu la ei, din momentul respectiv am zis că ok, dacă relația cu banii este definită de o energie pe care mintea mea, corpul meu o transmit, atunci ce ar fi dacă aceasta ar fi o energie a iubirii, o energie a aprecierii, o energie a suficienței, a recunoștinței. Și te întreb atunci cum ar fi bine să privim banii. Deci tu ai reușit să privești banii cu recunoștință, cu mai multă bunătate, dacă putem spune așa. Uh -huh. Cum ai ajuns aici? Cum e bine să privim banii? Spuneam la început că noi le dăm putere sau le luăm puterea. Cum exact. Banii. Cred că e bine să ne analizăm un pic relația cu banii, Andrei. Vorbim despre mindfulness financiar, despre a avea o relație conștientă cu banii. Și majoritatea dintre noi venim de acasă din familia în care am crescut cu tot felul de credințe, cu tot felul de convinceri, cu acele bagaje psihologice despre care noi am mai vorbit și care ne influențează fără să conștientizăm, fără să realizăm asta. Și în momentul în care vreau să am o relație ceva mai relaxată cu banii, fără să fie definită de multe emoții negative, pot să-mi aloc un pic de timp și de spațiu în agenda unei zile obișnuite să văd exact care a fost relația părinților mei cu banii. Eu am făcut asta, efectiv, am stat și am săpat să văd oare ce mi-au transmis părinții și nu sunt conștient de acele lucruri. După care e bine să ne întrebăm cum ne raportăm noi față de ei, ca fiind ceva negativ, ca fiind fiind ceva ce ne controlează sau ca fiind ceva ce e invenția omului și e normal ca controlul să vină din partea noastră, din partea oamenilor. Și atunci când începem să ne adresăm aceste întrebări, ne redomândim puterea. În momentul în care ne adresăm aceste întrebări, putem ajunge la cele adevăruri care ne influențează comportamentele, dar pe care din vari motive n-am putut să le conștientizăm sau să le recunoaștem. Și s-ar putea ca tot acest dialog cu noi înșine să stârnească și frică, anxietate, amintiri dureroase din copilărie, momente cu care nu am mai vrea să ne întâlnim, dar pe de altă parte ne oferă și această libertate de a porni de la zero și de a ne întreba cum vreau eu să fie în prezent relația mea cu banii. Și făceam referire la acea carte pe care am citit-o și au fost două sau trei fraze care m-au atins extrem de puternic. Pe de o parte, faptul că banii nu sunt ai mei, banii nu sunt ai tăi, sunt ai noștri, ai tuturor. Și pe de altă parte, faptul că e foarte, foarte important ca banii să circule. Să nu îi țin cu, uh, cu încrâncenare, cu dorința asta de a nu îi lăsa să, să meargă, să, să mă uit mai degrabă la ei ca la ceva ce uh, e sănătos să circule, pentru că altfel devin ca apa pe care nu o lași să circule și anume o apă stătută nu e o apă mm -hmm. sănătoasă. Așa că în momentul în care vin facturile, în momentul în care am deplătit sume poate un pic mai mari de bani decât ar prefera mintea mea să, să le plătesc, îmi vine în minte ideea asta că banii trebuie să circule și să-i primesc cu același drag cu care sunt dispus să-i și dau și dacă nu-i dau cu drag înseamnă că relația mea cu banii nu e tocmai ok și acolo ar fi de, de lucrat un pic, așa că atunci când am deplătit facturile, mi-aduc aminte de treaba asta și le spun ok, să se bucure întreaga omenire de, Hai de să bani. să vedem cât de bucuros o să fie la iarnă, când facturile. <laughs> e bine să-ți păstrezi starea asta. Uh, ai vorbit despre mindfulness financiar. Uh, tu ai scris și o carte despre mindfulness, uh -huh. dar nu despre mindfulness financiar. Explică-ne puțin care e legătura și cum putem ajunge la acest mindfulness financiar. Starea de mindfulness presupune să fim conștienți, să știm ce se întâmplă în Universul nostru interior și, în măsura în care se poate, în Universul exterior. Și vorbim despre mindfulness în relația de cuplu, despre mindfulness în parenting, despre mindfulness în relația cu propria persoană și acum vorbim inclusiv despre starea de prezență conștientă în relația cu, cu banii. Iar asta presupune, așa cum am punctat și până acum, să mă întreb, să fiu suficient de curios, Andreea, de cum circulă banii în viața mea, care sunt acele momente în care mi-e greu în dinamica cu banii, care sunt acele momente în care mi-e ușor. Uite, mie de exemplu, apropo de relația mea cu banii, în momentul în care am început să câștig suficient de bine, a fost un sentiment de genul că nu merit acei bani, că sunt poate prea mulți, că nu sunt vrednic de atât de multă bunăstare financiară. Și la un moment dat m-a întrebat cineva că de unde această credință, a, de unde și eu. De această ce, convingere de ce și mi-am dat seama că de fapt era credința și convingerea copilului meu interior. Eu am crescut într-o familie cu destul de multe probleme financiare, nu ne ajungeau unii niciodată banii de la o lună la alta, împrumuturi, datorii și așa mai departe. Și în momentul în care au început să apară banii, mi-a fost teamă de ei, mi-a fost frică. Am trăit cu acel sentiment că dacă acum voi avea bani și e bine, poate că peste câteva luni nu o să am deloc bani și o să fie foarte rău și o să fie... Și atunci ce făceai? Uh, nu știi puneai deoparte sau uh, îi cheltuiai? Uh... Hmm. Care Cred că și și îi puneam deoparte și tăput. cheltuiam, dar problema nu era asta. Problema era reprezentată de energia mea negativă mm. în relația cu banii. Pentru că nu puteam să dorm noaptea. Mă trezeam dimineață cu o stare de anxietate, mă uitam constant cât am cheltuit, e ok, nu e ok, aveam bani suficienți, dar nu îndrăzneam să-mi cumpăr o pereche de pantofi care să fie confortabil și care să-mi transmită o stare mai plăcută decât o pereche de pantofi care nu erau potriviți pentru, pentru picioarele mele. A fost, așa, un soi de luptă. Viața a început să devină generoasă și eu respingeam generozitatea vieții, până în momentul în care mi-am dat seama că credințele mele din copilărie oglindesc ceva, realitatea de atunci, iar realitatea din momentul prezent este alta. Și asta presupune să fim conștienți, să avem o stare de uh, prezență conștientă, să fim mindful în relația cu banii, să nu trăim nici în trecut, eu trăiam am foarte, foarte mult în trecut, dar nici în viitor să nu mă las purtat de gândurile și îngrișorările care îmi spun că viitorul s-ar putea să fie unul negativ. N-am de unde să știu cum va fi viitorul. Tot ceea ce știu e că în momentul prezent am această sumă de bani și ce-ar fi dacă mi-aș permite să fiu recunoscător? Uh, și aveai vreun sentiment de vinovăție atunci când îți cumpărai ceva mai scump? De cele mai multe ori. Vinovăție legat de trecutul familiei mele, vinovăție legat de pensia mică a mamei, o vinovăție legat de copii din această lume care poate nu aveau ce să mănânce, ce să-și pună pe corp, vinovăție legat de oamenii care trebuie să muncească poate peste măsură pentru a dobândi o sumă mult mai mică de bani. Partea asta uh, nu doar că a fost în trecut, dar e și în prezent. Uh -huh. În momentul în care fac câte o investiție, încerc cumva să, să văd cum anume aș putea contribui și la starea de bine a oamenilor din jur. Și ce s-a schimbat la mine? dincolo de faptul că m-am implicat în tot felul de programe de caritate și prietena mea, Mirela Retegan, e unul dintre oamenii care constant mă provoacă din acest punct de vedere, am început să fiu un pic mai generos, Andreea, cu oamenii care cerșesc pe stradă. Și există această politică în România de a nu încuraja cerșitul pentru că e nesănătos, pentru că nu îi învățăm pe oameni să prindă pește, ci le dăm peștele și așa mai departe, dar în mintea mea și în viziunea mea asupra lumii, a da un leu, 2 lei, 5 lei, 10 lei sau ai cumpăra o pâine cuiva în momentul în care stăm la rând la un hipermarket sau a plăti alte produse din coșul pe care îl are un necunoscut, cred că e o modalitate foarte bună de a reduce nivelul de frică și de anxietate pe care îl resimțim în relația cu banii. Apropo de asta, mi-ai spus tu la un moment dat lucrul acesta mi l-ai mai spus și uh, m a ajutat să depășesc o situație uh, care era care mă control, era destul de nu știu, mă enerva mă înfuria la un moment dat, mergeam la o familie din Ștefănești, o familie mai săracă, și duceam copiii la evenimente culturale, la teatru, la evenimente la care să participe și să vadă, și ei cum e în altă lume. Și m-am dus după fetița lor și după băiețel, și a trimis-o pe fetiță, era o stradă foarte, cu foarte mult noroi și ne-am dat întâlnire cam la 100 de metri de casă și a trimis-o pe fetiță, iarnă fiind, fără geacă. Uh -huh. uh, și mi-am că atunci că m-am înfuriat foarte tare și ți-am spus uh, lucrul acesta, și mi-a tras atenția asupra faptului că mama sigur avea intenții bune pentru fetiță și știind că eu să-i cumpăr o geacă uh, și că este felul ei de a-și ajuta copilul. Și m-a ajutat ceea ce mi-ai spus atunci. M-a ajutat Ai să recadrat mă recadrat un pic puțin, povestea. Da, am mm -hmm. uh, uh, um, lăsat așa furia în spate și am înțeles că era un, o metodă prin care da. mama încerca să-și ajute copilul și că nu era despre mine, despre faptul că voia să-mi ia banii așa cu forța, da, da, da. ci despre faptul că ea încerca să-și ajute copilul. Oricum i-a și cumpărat o geacă fetiței. Dar pe moment m-a supărat ideea asta. Pentru că interpretarea minții tale da. a fost uh, de un anumit fel. Eu... După care ai interpretat lucrurile un pic da. altfel, în ai văzut -am o altă perspectivă. Cum să trimiți copilul așa în frig, știind că poate să răcească, uh, ca să mă faci pe mine să-i cumpăr o geacă. Uh -huh. După care m-am liniștit, oricum i-aș fi cumpărat o geacă. Era iarnă și i-aș fi făcut asta, dar. Uh, pe moment m-am înfuriat destul de tare. Cred. cred. Și mi-ai spus tu atunci că uh, am avut o discuție după aceea și mi-ai spus atunci că e da, dar știi, e o formă de iubire prin care mama încearcă să-și ajute copilul și n-am ținut hmm. furia aceea în mine. Așa că îți mulțumesc pentru Cu asta. Drag. Și să știi că de multe ori când mă simt așa... Uh, sunt în trafic, de exemplu, și văd un cerșetor și înainte aveam Gândurile astea, să-i dau să dau. Știu că nu e bine exact ce spuneai tu, de de să nu-i da peștele. Uneori aveam așa senzația, mă, dar parcă totuși are nevoie de ajutor și nu exact. mai simt vinovată că exact. îi ajut în loc să. Uh, îi ignor. Și asta e o dovadă foarte frumoasă de umanitate, și cred că dacă ne-am permite să regândim o serie de povești pe care mintea noastră le construiește, și să nu ne uităm spre oameni ca uh, spre niște ființe care profită de noi, uh -huh. ci ca niște ființe care încearcă să trăiască în niște condiții care poate că sunt cu mult sub nivelul nostru, și poate că noi suntem mult mai privilegiați din vari motive în comparație cu acești oameni la un moment dat am fost într-o vizită, în, ne-am dus la o conferință la Paris, de fapt, cu o prietenă foarte dragă mie și în metrou au venit un grup de tineri care au adresat tot felul de întrebări, cumva efectiv s-au așezat în jurul ei și au întrebat-o unde e stația X, unde e stația Y. Și el le-a răspuns într-o manieră foarte politicoasă, după care ne-am ne așezat și ne-am continuat călătoria. Când am coborât, ea s-a uitat în poșetă și a văzut că nu mai avea portmoneul. Și înțeles, emoția de furie, de, de disconfort, de frustrare, de supărare mm -hmm. și așa mai departe au fost destul de prezente și de intense, și până spre, spre sfârșitul zilei, prietena mea a ajuns la concluzia că dacă acei oameni au făcut asta, atunci probabil că au avut o foarte mare nevoie de acei bani și a fost singura modalitate prin care au putut să ajungă la bani. Și e o percepție pe care noi, românii, avem tendința de a o interpreta ca fiind naivitate, mm -hmm. dar, pe de altă parte,

perspectivă, o paradigmă prin care putem reumaniza lumea și să ne dăm seama că dacă oamenii fac lucruri rele, asta e pentru că suferă, nu pentru că au neapărat o problemă directă cu noi. Adică să nu ne mai punem noi ego-ul și propria persoană undeva în prim plan, ci mai degrabă să ne uităm și la realitatea lumii pe care de regulă nu vrem să o vedem, pentru că viața noastră este mai frumoasă. Mai... Privim cumva lucrurile dintr-o altă perspectivă și mă gândesc și eu uneori când le mai dau bani cerșetorilor, stând de vorba și cu alți oameni de ce le dai, mă gândesc că poate sunt șarlatani, că poate și mă gândesc, eu mă simt bine până la urmă dacă fac gestul ăsta și chiar încerc să-i ajut și acum dacă uh, alegerea lor e asta e problema lor exact. intențiile mele au fost bune uh, Vorbeai despre copilărie și despre relația pe care ai avut-o cu banii în copilărie cu ce obiceiuri ai rămas de atunci? Sau ai reușit să scapi de ele? Uh, ai avut și obiceiuri bune din copilărie în ceea ce privește banii sau doar acea relație negativă? Uh, au fost multiple obiceiuri, aș să aș spune Andreea. Uh, am fost unul dintre acei copii ai României, care din cauza faptului că aveam o situație financiară precară, vindeam tot felul de obiecte la școală, le vindeam colegilor mei reviste, cărți poștale. Un mic antreprenor. Exact, casete pe care nu, pe care nu le mai foloseam. Dar părinții și te știau? Părinții că... mei știau, A, da, okay. da. Uneori mama era un pic îngrijorată legat de faptul că ce vor spune profesorii, diricintele, mm. da, n-au fost niciodată probleme. Și de asemenea, mergeam în vacanțele de vară, mi-aduc aminte foarte clar la piața de vechituri din satul mare, acolo unde tot așa comercializam acele obiecte din casă de care nu mai aveam nevoie. Așa că aș îndrăznea spune că acesta a fost un obicei cumva pozitiv pe care l-am moștenit, anume că dacă nu ai bani, poți să-ți folosești creativitatea, mm -hmm. poți să inventezi ceva pentru, pentru a vinde și asta a fost partea frumoasă. Un alt obicei pe care l-am împrumutat e că banii nu stau la noi și în momentul în care vin, vin greu și după aceea se duc foarte repede și foarte ușor ceea ce înseamnă că au fost perioade în viața mea în care cheltuiam mai mult decât câștigam, perioade în care îmi imaginam, uite, ăsta a fost un, un obicei la care am, de care m-am despărțit foarte, foarte greu, nici deci acum nu știu dacă a dispărut în totalitate, îmi imaginam că dacă un obiect e foarte scump, înseamnă că o să-mi dea o stare aparte și mm -hmm. o senzație aparte și înseamnă că e foarte valoros și că are o putere magică. Și îmi dau seama că, de fapt, doar mintea mea investea obiectul respectiv cu superputeri pentru că au fost situații, din păcate, în care am făcut investiții financiare serioase și s-a dovedit a fi un obiect de o proastă calitate. Și, și aici a fost de, de lucrat cu, cu propria persoană. Dar cred că cel mai provocator, acum așa uitându-mă înspre trecut, a fost să renunți la gândul că banii nu-i merit. Uh -huh. Și când am schimbat această paradigmă și am ajuns la concluzia că merit banii la fel de mult ca orice altă ființă umană din această lume și că pentru asta e nevoie să muncesc, momentul în care am ajuns la această conștientizare s-a schimbat semnificativ raportarea față de bani. Mai apare anxietatea și frica și în prezent, uh -huh. mai ales acum că vorbim de toată criza asta financiară prin care trece omenirea la nivel global da, n-aș putea spune că e disconfort atât de mare pe cât era în trecut în adolescență, copilărie Dar sentimentul ăsta de vinovăție venea și din faptul, nu știu, poate noi ne-am obișnuit să vedem pe părinții noștri că mergeau la fabrică, nu? Sau pe bunici, că mergeau pe câmp și uh, era munca aceea fizică, nu? Foarte obositoare, da. uh, foarte solicitantă și poate tu uh, erai obișnuit cu genul acela de muncă, să-l vezi în familia ta, iar tu acum câștigi banii prin, uh, stând în care cabinet, nu stând de vorbă cu oamenii participând la conferințe, uh... Îți folosești mai mult creierul, da? Exact. Pentru a face banii. Creierul, creativitatea, imaginația. Exact. Venea și de aici sentimentul cu siguranță, acesta de vinovăție. Cu siguranță, sigur, pentru că ai mei se întorceau uh, obosiți de la muncă, complet uh, epuizați, indiferent că vorbim de perioada în care munceau în fabrică sau perioada în care munceau la bunicii mei la țară și banii erau relativ puțini. Îi număram și abia ne ajungeau pentru toate cheltuielile Uh, și am crescut cumva cu această convingere că nu există mai mult, că nu se poate mai mult, că trebuie să dai uh, tot din tine pentru a avea ceva mai mult. Sau că trebuie să muncești și mai mult ca să îți ajungă banii, da, nu? Da, da, da. Ai vorbit de câteva ori despre mituri toxice da. legate de bani. Care sunt aceste mituri? În această carte la care am făcut referire, autoarea Sufletul Banilor, apropo, că uh -huh. mi se pare că nu mi-am spus încă titlul cărții, autoarea Lynn Twist a identificat trei mituri care sunt prezente în diferitele părți ale lumii, indiferent de cultură, indiferent de etnie și a spune că unul dintre mituri e acela că nu există bani suficienți în această lume. Motiv pentru care trebuie să te dai peste cap pentru a face de bani, iar atunci când uh, ai dat de ei, să nu îi împarți cu nimeni, pentru că dacă dai cuiva, tu rămâi cu foarte puțin mm -hmm. și acea mentalitate de genul că ar trebui să tragi pătura doar de partea ta, dacă ție ți-e bine, dacă familiei tale e bine, atunci e minunat, e extraordinar, toate celelalte nu contează. Ceea ce se bate un pic cap în cap și cu ce ne spune spiritualitatea și cu ce ne spune religia și cu ce ne spune psihologia, ce ne spune fizica cuantică. Avem și problem, nu dar din dar se face rai, exact, se întoarce exact, cumva. Exact, exact. Fapta bună. Și Una, banii se întorc înapoi și spuneai tu că circulă, absolut, nu Până la urma Absolut, absolut. asta e important pentru ei să circule. Un alt mit la care face referire Lin Twist e că mai mult înseamnă mai bine. Iar acest mit recunosc că a ghidat foarte mult timp. Mentalitatea mea, alegerile mele, comportamentele mele. Cu cât ai mai mult, cu atât o să fii mai fericit. Cu cât uh, e contul mai mare în bancă, cu atât crește valoarea ta, puterea ta, dar de fapt uh, tot ceea ce crește e un mecanism obsesiv-compulsiv față de muncă, față de a nu cheltui sau uh, față de a acumula cât mai multe bunuri materiale și e, e ca cea situație pe care probabil că fiecare dintre noi o resimțim din când în când, a herciogului care aleargă în rotița lui uh -huh. și care la un moment dat cade epuizat pentru că nu mai poate și aleargă pentru că acesta e tiparul în care investește energie zi de zi. Deci această credință că mai mult înseamnă mai bine ne poate îndepărta de copiii noștri, de partenerii noștri, de prietenii noștri, inclusiv de propria viață, pentru că ne fură mentalitatea de genul ăsta. Și te-am observat-o o chestie, un lucru interesant și foarte multe persoane din jurul meu spun asta. Trag, trag în timpul săptămânii la muncă și atunci când au o vacanță, fie răcesc, se îmbolnăvesc, au o problemă, parcă atunci cedează organismul sau simte acel moment de repaus în care organismul spune, corpul spune, ok, acum e un moment în care pot și eu să da. refulez și să, să mi-arăt problemele, nu? Exact, exact și tot acești oameni au niște așteptări nerealiste din partea vacanțelor, uh -huh. pentru că muncesc foarte mult, sau din partea weekendurilor, muncesc foarte mult în timpul săptămânii sau în timpul anului și se duc în vacanță cu aceste standarde foarte ridicate, să fiu zen, să fiu relaxat, să nu mă deranjeze nimeni, și copiii cum să fie înțelegători, nu și nu se întâmplă asta, e, viața e diferită, viața șere, își cere drepturile. Iar cel de-al treilea, mit, Andreea, despre care Lin twist spune că este cel mai toxic, e că asta e situația. Nu ai bani, cu asta va trebui să trăiești, cu asta va trebui să te mulțumești, nu ai ce să faci. E cumva acea mentalitate care îmi blochează mie orice inițiativă, orice acțiune, orice stârnire de imaginație sau de creativitate pentru a produce, pentru a câștiga suficient de mult încât să ne fie bine. Și e surprinzător cum aceste mituri ne dictează efectiv relația cu banii cum aceste mituri au devenit atât de înrădăcinate în mentalul nostru individual și colectiv, încât uh, îi dau sau dau banilor controlul cel mai mare. Ai spus de colectiv, ai menționat col, uh, mentalul, uh, colectiv. mentalul co colectiv și mă gândeam la perioada comunistă. Uh, suntem diferiți de alte popoare în ceea ce privește acest aspect al educației financiare și ideea asta de a avea sau nu a avea, pentru că în perioada comunistă ne-am obișnuit să avem puțin, da, mă rog, eram destul de mică în perioada aceea, dar știu că nu găseai orice în magazine, bani nu veneau cu nemiluita uh, și observ chestia asta și am rămas noi, poporul nu s-a rămas cu anumite sechele din acea perioadă, observăm atunci când sunt sărbători, dacă cumpărăm în care există și o vorbă. Dacă nu rămâne să aruncăm, da. înseamnă că n-am cumpărat destul. Deci mă gândesc că există și în ceea ce privește aspectul financiar, nu? Poate fi această ultimă parte a regimului comunist. Am scris anul acesta un capitol într-o carte care va apărea în America, o carte despre traumele lăsate de regimul comunist, și pregătindu-mă, am citit un pic mai multă istorie decât citisem în, în liceu. Și mi-a fost destul de clar, Andreea, că a fost o perioadă în comunism că românilor nu le-a fost atât de greu. Mm -hmm. O perioadă când uh, economia era destul de prosperă și de înfloritoare. În ultimii ani din viața lui Ceaușescu, e adevărat că lucrurile s-au da, înrăutățit. a nu reușea să-și cumpere o casă în acea perioadă. Să-și cumpere no? o casă, dar înainte de comunism au fost războaiele. Primul război mondial, al doilea război mondial. Dacă ne ducem și mai departe în istorie au fost alte atrocități și calamități. Și toate acestea și au lăsat influența și impactul asupra mentalului colectiv. Și noi știm că trauma călătorește în timp, ceea ce înseamnă că anxietățile, fricile, durerile strămoșilor noștri devin realitatea noastră Și s-au reactivat anul acesta când a început războiul din Ucraina exact. și am auzit foarte mulți oameni în jurul meu care spuneau: "Vreau să am cash la mine, vreau să scot din bancă bani." Vreau să-mi să cumpăr lingouri de aur, pentru că aurul nu se devalorizează. Și s-a reactivat cumva această problemă. Și au fost târnite din cauza războiului aceste amintiri, au fost târnite din cauza pandemiei, toate acele mesaje exact. că nu o să mai avem mâncare. Pentru oameni care și-au vândut mașina vor... ca să aibă banchești. Sau care au investit foarte mult în făină de mălai și în drojdie sau în alte uh, bunuri materiale pentru a avea cât de cât stabilitate. Deci frica cumva e, e acolo. Și e important să vedem de unde vine, așa cum este foarte important să ne asumăm responsabilitatea față de ea. Atunci când vine vorba de starea de prezență conștientă, a ne cunoaște trecutul este esențial, dar a rămâne în prezent este mult mai important. Tot în această carte, pe care o recomand, tu, Sufletul Banilor, citeam că toată lumea este interesată de bani, și aproape toți avem o îngrijorare cronică sau chiar o teamă că nu vom avea suficienți bani sau că nu vom putea păstra destul, și că există o presiune de a câștiga mai mult de a cumpăra mai mult, nu? Observăm. Da. Atunci când ne crește salariul, tindem să... Standardele noastre. Cre standardele cresc, tindem să mergem de la magazinul de la care ne cumpărăm haine la unul puțin mai scump și parcă iarăși rămânem, nu? Cu la fel de puțin bani la final de lună. Cum arată lucrurile? Și aici cred că vorbim tot despre puterea pe care le dăm noi banilor. Vorbim despre puterea cu care investim banii, și, de asemenea, vorbim despre tot felul de strategii prin care diferite companii, diferite instituții încearcă să le transmită oamenilor ce contează și ce este important pentru ei. Mm -hmm. Și, din păcate, trebuie să recunoaștem că, din acest punct de vedere, societatea noastră nu este tocmai sănătoasă. Nu suntem încurajați să avem grijă unii de ceilalți, să ne asigurăm că toată lumea are ce să pună pe masă, ci mai degrabă suntem încurajați spre o. Uh, atitudine foarte egocentrică și individualistă. Meriți o mașină mult mai bună, meriți o casă în care să simți că ești un rege, meriți să te duci într-o vacanță în care toată lumea să îți satisfacă nevoile și așa mai departe. Și care sunt limitele sau ne punem limite? Cum, cum arată lucrurile? Pentru că tot în carte spunea autoarea că a ajuns împreună cu soțul ei să câștige destul de mulți bani, Uh, au apărut comparațiile da? cu prietenii. Dacă îți cumperi o, uh, o rochie frumoasă, trebuie să o acoperi cu un palton da. uh, la fel de scump și de frumos, uh, trebuie să ai bijuterii scumpe, ceasurile trebuie să rate bine, pantofii, poșeta, da, clar, trebuie da. să fie una uh, scumpă și de foarte bună calitate. Și unde, unde ne oprim? E nevoie să ne trezim. E nevoie să... Ne permitem, Andreea, să trăim și altfel decât ca niște păpuși din material? Adică, știi, mă gândesc că dacă ești milionar în euro, da, e altceva, e ușor să-ți cumperi poșetă, dar mă gândesc că lucrul ăsta se întâmplă și în familiile în care, ok, există bunăstare, există un venit bun și constant, dar parcă îți dorești să ai poșeta aia de 10.000 de euro pe care și-o permite cineva care e chiar milionar în euro și, până la urmă, e, nu știu, e snobism sau e doar o dorință pe care vrei să o îndeplinești sau. Sim. Am putea o eticheta în foarte multe feluri, din punctul meu de vedere este inconștiență. Pentru că îmi doresc acea poșetă de 10.000 de euro pe care o are vedeta X. De ce? Pentru că am investit acea poșetă cu promisiunea faptului că dacă o voi avea, voi fi foarte fericit. Și dacă am doar rochia pe care mi-am dorit, o nu e suficient. Fericirea mea, bucuria mea, starea mea de bine, toate acestea vor crește dacă îmi pun și toate celelalte obiecte care să fie foarte scumpe. Și îmi pun toate acele obiecte foarte scumpe pe mine și cum mă simt. Artificial nu știu cum ești tu atunci când îți uh, cumperi ceva, dar mie mi-e greu de exemplu Cred să că port... mă treb, dar nu, nu am poșete de 10.000 de ori, <laughs> deci nu pot să spun cum... <laughs> ok, când îți cumperi lucruri și dacă pui pe, pe tine mai multe lucruri noi, cum te simți? E plăcut, e o senzație. să zic? Te aștept să zic că nu-mi place să. Pentru că, noi. de exemplu, senzația mea e una ciudată. Dacă încalți o pereche de pantofi noi, mă asigur că pantalonii, cămașa și celelalte obiecte nu sunt tocmai noi, pentru că eu nu mă simt bine cu ele. Dacă totul e... Eu sunt doar atentă să am grijă să nu se strice. <laughs> mă simt bine. Deci e o vigilență. E o vigilență și acolo. Întorcându-ne, trăim cu această promisiune că dacă vom avea obiecte, respective bunurile materiale respective nu o să ne fie mai bine. Și ce se întâmplă? Poate că reușim să punem deoparte bani și cumpărăm o pereche de pantofi, o poșetă, un obiect pe care ne-l-am dorit foarte tare? Și care e senzația, care e trăirea. Păi nu știu, mă gândesc că eu o satisfacție în momentul în care... Ar fi minunată e... dacă ai avea asta, nu? dar știi nu ai? ce se întâmplă de cele mai multe ori? Nu mă pot bucura de această pereche de pantofi pentru că uite cum arată pantalonii mei. Dar ăștia nu-s din nu? Dineascu, exact, exact. Mm -hmm. Nu se potrivește, nu e bine, nu e suficient. Nu-mi permit să mă bucur acum, nu-mi permit să trăiesc această stare pe care mi-o doresc foarte tare pentru că mintea îmi spune că mai mult înseamnă mai bine, mm -hmm. ceea ce e un mit. Putem discuta mult despre bani, <laughs> se pare. Uh... Și e foarte important să facem asta, Andreea. Ar fi atât de bine dacă ne-am dat voie în relația de cuplu cu prietenii, cu colegii, cu cunoscuții, cu oamenii în care avem încredere să vorbim un pic mai mult despre bani și de ce. Pentru că în zilele noastre vorbim mai mult despre sex decât vorbim despre bani și știm că educația sexuală în România este foarte scăzută. Cu toate acestea ne este mult mai teamă și mai greu să vorbim despre bani. Deci educația financiară este și mai sub nivelul și educației mai jos. sexuale. Bine, acum nu vreau să se înțeleagă că uh, avem uh, vreo problemă cu poșetele scumpe, sau Pentru <laughs> că, <laughs> că pot fi investiții foarte bune atât timp cât îți permiți. Mai ales, ales anumite cânt... branduri, exact, nu? Exact, care ori, exact, valoare crește în timp. Exact, Ideea este că probabil e bine să le faci atunci când îți permiți să faci aceste achiziții și nu să faci foarte mari sacrificii sau împrumuturi. Exact. Uh, să faci credit ca să-ți cumperi o poșetă. Mă gândesc și că să, aici deja... Și să nu fie... Asta mi-arată mie experiența de psiholog să nu fie shoppingul singura strategie de tolerare a vieții sau de management al emoțiilor negative. Pentru că de foarte multe ori oamenii, atunci când se simt uh, triști atunci când au o stare proastă, atunci când nu sunt plin de energie, se gândesc că dacă își vor cumpăra ceva, asta le va schimba starea afectivă. Și uneori s-ar putea ca într-adevăr o înghețată de care ne bucurăm să ne schimbe imediat energia corpului sau o bluză, un palton, un obiect vestimentar pe care l-am cumpărat să ne schimbe dinamica psihologică. Însă să nu fie singura strategie pe care o folosim, pentru că dacă este singura strategie, devine o adicție. Și o să-mi doresc din ce în ce mai mult, va fi un comportament compulsiv și nu o să mă mai bucur deloc de obiectele pe care le-am achiziționat. Probabil că și tu cunoști persoane în jurul tău care spun că au atât de multe haine încât nu ar avea suficiente zile într-un an să Chiar le poate să se că de ele. vrea să facă, își propune de câteva luni să facă ordine în garderobă. Și și-a dat seama că soțul ei are 100 de cămăși. Nu cred că poartă 100 da, de cămăși, a da, da. zis că vrea să elibereze, pentru că nu, nu e în regulă. Da, bine, adevărul e că o haină care are un anumit preț are și o calitate bună, de cele mai multe ori, dacă ziceai și tu că ai pățit să nu mm -hmm. fii neapărat la ce te aștepți și îți dă o stare bună când vezi că o, o haină stă pe tine Sigur. foarte frumos. doar că în același timp, cât de sănătos ar fi Andreea, dacă nu doar haina mi-ar da starea. Exact. Dacă aș avea grijă și altfel de sănătatea mea psihologică și mentală, nu doar cumpărând foarte multe haine. Știi că sunt unii care spun că preferă să meargă la shopping decât la psiholog. Da, da, da. Probabil că e bine. Pentru că spun ei că să... nu vor să fie dependenți de psiholog, dar nu știu unde e dependența mai mare. Și cine e mai scump? Tot în carte, autoarea spune că, în timp, puterea pe care am conferit-o banilor a depășit cu mult rolul lor utilitar inițial și că, în loc să privim banii ca pe une alte, îi privim ca pe o forță a naturii și da. parcă le dăm această putere despre care vorbeam. Și comportamentul nostru legat de bani a stricat relații atunci când banii au fost folosiți ca instrument de control sau de pedapsă, de manipulare, mijloc de evadare emoțională și mm -hmm. asta cred că se încadrează la ceea ce spuneai tu puțin mai devreme. Da. Din păcate, o invenție a omului, a ajuns să controleze societatea și umanitatea. Banii au fost inventați în urmă cu aproximativ 2.500-3.000 de ani pentru a-i ajuta pe oameni să facă un pic mai ușor trocul sau schimbul de diferite bunuri. Iar în zilele noastre banii sunt cei care dictează cine contează, cine are vocea mai puternică, cine va sta în față, cine e mai apreciat, cine e mai inteligent, cine e mai frumos, pentru că banii îți permit să cumperi absolut orice și să-i disprețuiești pe cei ceilalți. Cum ne asta simțim? în teorie că în practică nu. Și din păcate și în practică facem asta. În momentul în care Mă refer la faptul că nu poți cumpăra sănătatea, nu poți cumpăra iubirea până la urmă, poate da. că te poți amăgi pe locuri, dar dar poți cumva să-ți asiguri servicii medicale mult Correț, mai bune, și dacă adevărat. ne uităm la sistemul medical din România, nimeni nu și-ar dori să ajungă într-un spital de stat. E adevărat. Deși probabil că muncim din greu pentru a plăti toate taxele care se duc către sănătate. Și e destul de nesănătoasă, aș ne a spune Andreea, direcția asta în care ne îndreptăm, apropo de bani pentru că îi punem mai presus de sufletele noastre și îi punem mai presus de sufletele celor din jur și mesajele pe care le transmitem copiilor noștri s-ar putea să nu fie deloc benefice pentru viitorul lor. Hai să vorbim puțin și despre copii și educația financiară în rândul copiilor, pentru că trăim vremuri în care părinții de foarte multe ori sunt prinși, vor să facă banda și atunci sunt plecați la muncă de dimineața până seară și încearcă cumva să-i cumpere pe copii cu ultimul model de telefon, ultimul model de încălțări sau știu ce se Încercăm mai poartă. noi adulții să scăpăm de vinovăție investind bani în obiectele pe care copiii noștri și le doresc. Și nu realizăm, nu conștientizăm că le oferim o educație financiară atunci când facem asta. Atunci când eu îmi duc toată energia spre muncă, spre clienții mei, spre proiectele mele, spre obiectivele profesionale, ce învață copilul de aici? Că ce contează cel mai mult în viața asta este munca și de ce muncesc oamenii, pentru asta faimă, pentru statut, pentru bani, și sunt niște lecții pe care le-am transmis, doar că nu vrem să ne asumăm responsabilitatea față de asta. Și după aceea mergem cu copiii la o petrecere și nu înțelegem de ce nu socializează într-o manieră inteligentă din punct de vedere relațional. De ce nu vor să împarte jucăriile pe care le au la locul de joacă cu prietenilor? Pentru că nu ăsta e modelul pe care îl văd la noi în familie. În momentul în care mergem pe stradă și cineva cerșește și cere o sumă de bani, ce facem? Ne întoarcem privirea și ne purtăm ca și cum acea persoană nu ar exista. Ce îi transmitem copilului? generozitatea și grija față de necunoscuți nu contează în familia noastră. Uite, ne faci să avem tot timpul cash la noi, să avem bani. <laughs> E, e bine, într-adevăr, să, să ne adresăm o serie de întrebări apropo de cum ne creștem copiii și să regândim dinamica noastră relațională cu banii, pentru că doar asta ne poate ajuta, Andreea, să le lăsăm copiilor noștri o moștenire ceva mai sănătoasă, o moștenire ceva mai benefică pentru viitorul lor. Pot cumpăra iubirea, banii? Sau există această iluzie, nu? Există această iluzie, da. Cred că pot cumpăra iubirea pentru o perioadă de timp, dar nu oferă și garanția păstrării acelei iubiri. Tot uh, autoarea acestei cărți suflet uh, sufletul banilor vorbea despre faptul că aveau uh, o afacere bună, făceau mulți bani și și-a dat seama cât de important este să uh, donezi, să faci donații și să fii generos și și-a dat seama că Asta vrea să facă în continuare. Și a avut acel program, programul Foamea, uh -huh. prin care a încercat să ajute oameni din întreaga lume. Ce înseamnă să donezi? Ce înseamnă să fii generos până la urmă? Probabil că înseamnă să fii om. <laughs> înseamnă să-ți dai seama că totul este interconectat și că dacă ceilalți suferă și noi suferim, dacă celorlalți le este bine și nouă o să ne fie un pic mai bine, și presupune de asemenea să acceptăm că sunt perioade în care noi câștigăm mai mult. Și e bine să avem grijă și de cei din jur, și s-ar putea să fie perioade când cei din jur vor câștiga mai bine și o să ne dorim să aibă grijă de, de noi, pentru că viața nu e statică. Viața se află într-o continuă schimbare. În momentul în care un copil crește într-o familie în care nevoile psihologice îi sunt îndeplinite, el învață cum se trăiește în această viață. Dacă nevoile nu sunt îndeplinite, nevoia de atașament, de conectare, de siguranță psihologică, emoțională, și așa mai departe, iar învață niște lecții. La fel se întâmplă și atunci când vine vorba de cei din jurul nostru. Atunci când am grijă de cineva să-i plătesc un prânz atunci când am grijă de copii de favorizația ai României care nu au cu ce să se îmbrace iarna. Apropo de exemplu pe care tu l-ai dat cu adolescenta care a venit fără geacă. În momentul în care mă asigur că nu doar familia mea se va bucura de cadouri scumpe de Crăciun, ci poate și familia din vecini care e un pic mai nevoiașă. Poate și colegii mei de serviciu care din vari motive nu au un salariu atât de mare pe cât, pe cât îl am eu. În momentul în care fac asta, am acces, Andreea, la adevărata bucurie. În momentul în care fac asta, bateriile mele de energie interioară se vor încărca și de ce? Pentru că viața mă răsplătește, mă recompensează cu stare de bine, cu împlinire, cu recunoștință, cu satisfacții, cu mulțumire. Lucruri pe care, dacă eu îmi cumpăr doar un telefon, îmi oferă posibilitatea de a interacționa cu cei din jur, dar dacă ceilalți nu au telefon, la ce mă ajută telefonul mm -hmm. meu? La nimic. Corect. Tot în cartea asta aflăm că banii nu sunt buni sau răi ei în sine, ci vorbim despre puterea pe care le-o dăm noi. Cum facem cum ajungem la această stare la care ai ajuns și tu, da? Uh -huh. Cum ne schimbăm perspectiva asupra banilor? Pentru că știi, uneori acum cei care ne ascultă pot spune că da, în momentul în care ajungi să ai bani și să ai tot ce ai nevoie și îți poți plăti toate cheltuielile și poți să uh, îți permiți și vacanțe și să-ți cumperi un cadou poate mai scump de Crăciun, uh, normal că stai mai liniștit, dar în momentul în care salariul tău nu îți permite să, decât să-ți plătești facturile și să trimiți copiii la școală, Anxietatea aceea rămâne uh -huh. de la o lună la alta. Oare cum putem face să ne relaxăm în privința asta și să să atragem energia aceea bună despre care vorbești tu, care la rândul ei atrage bani? Poate iubind banii, dar nu mai mult decât ne iubim pe noi înșine sau iubim pe cei din jur, poate întrebându-ne... Dacă într-adevăr avem nevoie de mai mulți bani sau doar e un mit, doar e o falsă credință, o falsă impresie, poate mergând și în direcția asta despre care vorbește psihologia destul de mult, și anume dacă crezi că ești vrednic să faci ceva, vei putea face acel ceva. Dacă nu te simți vrednic să faci acel ceva, nici motivația necesară nu va fi prezentă. Dacă eu cred că banii sunt răi și că banii sunt ochiul dracului și că banii nu aduc decât nefericire pentru că există și această credință, ușor îmi pot imagina în jurul meu un scut care respinge orice posibilitate a banului de a ajunge spre bine. Însă dacă îmi dau seama că valoarea banului este dictată de mine, dacă îmi dau seama că am nevoie de bani pentru servicii medicale suficient de bune, pentru a-mi plăti facturile la întreținere, pentru a le satisface copiilor mei dorințele de bază, pentru a avea grijă de semenii mei. Banii vin mult mai ușor, Andreea, uite, asta cred că s-a schimbat semnificativ în relația mea cu banii, atunci când mi-am dat seama că îi fac nu doar pentru mine pentru familia mea de origine, pentru prietenii mei în momentul în care au nevoie de bani. Uh, și atunci deja nu-i mai resping. Nu Ies din această mentalitate că dacă am bani înseamnă că sunt un om rău sau sunt avar sau sunt zgârcit sau sunt egoist. Și aici fiecare dintre noi are libertatea și dreptul de a face schimbări. Așa cum de asemenea avem de menținut această relație sănătoasă cu banii. Pentru că nu e suficient să mă trezesc într-o dimineață să spun ok de nu azi. Nu e suficient să câștigi la loto, nu? Nu e suficient, nu. Studiile de specialitate ne arată că cei oameni care au câștigat la loto după 4 sau 5 ani sunt mult mai nefericiți decât oamenii care nu au câștigat niciodată la lotul. Deci e de cultivat această mentalitate sănătoasă față de bani, pentru că altfel ușor ne putem transforma în niște oameni cu care cei din jur nu vor să aibă de-a face. Când ajungem la suficiență? Când ajungem la cel destul? Am destui bani pentru mine, pentru că na, poți să-ți dorești tot timpul să ajungi milionar, poate miliardar, dar mă gândesc că pentru cei mai mulți dintre noi, nu există această posibilitate, dar totuși, când ajungem la destul? Cred că depinde Sau cum, cum acel definim destul. acest destul exact. În psihologie, suficiența presupune să dobândim puterea lucrurilor deja existente. Și o să-mi fie un pic mai ușor să-mi cultiv suficiența dacă nu mă voi gândi doar la pantalonii pe care nu mi-am cumpărat, și voi trăi cu speranța că voi fi fericit atunci când voi avea și pantalonii potriviți mm -hmm. cu pantofii potriviți, ci acum mă voi bucura de acești pantofi pe care i am. Și voi permite ca acestui bun material care există în viața mea să-i dobândesc valoarea. Să nu trăiesc undeva în viitor, să nu trăiesc undeva în trecut, ci mai degrabă să trăiesc în momentul prezent. Atunci când îmi dau seama că totul ține de mine... Pot face foarte multe schimbări. De exemplu, un lucru pe care l-am auzit de curând de la un poet din Ungaria și care mi s-a părut fascinant e, e următorul enunț. Ce ar fi dacă mi-aș permite și aș începe să mi doresc ceva ce am, nu ceva ce nu am. Să-mi doresc să ajung acasă și să-mi strâng copii în brațe dacă am copii. Să-mi doresc să merg la sală și să fac sport, dacă am această posibilitate și să îmbrățișez această experiență în adevăratul sens al cuvântului. Adică să fiu recunoscători pentru exact, ceea ce am. Exact, pentru ceea ce am, fără să mă gândesc doar la ceea ce îmi lipsește pe mine mă, mă mă mișcă foarte tare atunci când văd oameni semeni ai noștri care dorm pe stradă. Și din păcate în București există multe astfel da. de persoane și ce-am învățat e să le dau uneori o mână de ajutor, însă de asemenea să fiu recunoscător pentru așternuturile curate, în care eu mă culc și mă trezesc dimineața. Să nu iau lucrurile acestea ca fiind de-a gata, pentru că acea senzație foarte plăcută pe care o am când e cald, când uh, uh, materialul respectiv e curat, miroase bine, mi acoperă corpul, e ceva ce nu trăiește fiecare român, din păcate. Apropo de acești oameni care dorm peste străzi, uneori mă mai uit și mă gândesc oare care e povestea din spatele acestui om. Poate a fost profesor, poate că a, nu știu, a avut o familie și mă întreb așa, oare cum a ajuns să drum pe stradă? Ce, ce se poate întâmpla în viața ta să ajungi într-o astfel de situație? Și de foarte multe ori sunt oameni care la un moment dat au fost la fel ca noi toți, cu o situație financiară poate modestă sau medie și la un moment dat s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat o dramă, o tragedie, care le-a schimbat complet uh, direcția în viață și e cumva și responsabilitatea noastră să avem grijă de ei. Hai, ajută-ne să facem și câteva exerciții de mindfulness financiar. Ce zici? Acesta e momentul în care invităm pe cei care ne ascultă sau care ne urmăresc pe YouTube să-și agendele. Așa. În prima noastră întâlnire din acest sezon am vorbit despre cât de important e să avem ceva pe ce să scriem și -am ceva fost cu ce să scriem. Apreciez foarte, foarte tare. Și am selectat tot așa 10 întrebări, Andreea, care ne pot ajuta să ne înțelegem un pic mai bine dinamica pe care o avem în relația cu banii. Prima întrebare, nu e musai ca aceasta să fie uh -huh. ordinea, prima întrebare pe care eu am notat aici e ce înseamnă banii pentru mine. Banii reprezintă un mijloc prin care încerc să obțin ceva, reprezintă scopul meu în viață, reprezintă cea mai mare temere, anxietate, fiecare are libertatea de a găsi propriul răspuns. Apoi, care sunt emoțiile pe care le simt cel mai des atunci când vine vorba de bani? Și aici sunt unele studii care ne arată că oamenii se întâlnesc cu multă frică, cu multă anxietate și emoția principală este rușinea. Pentru că, din păcate, banii au ajuns să reprezintă ceva mai important decât trăsăturile noastre de personalitate, oamenii care au o situație financiară mai precară deseori se întâlnesc cu emoția de rușine, sau atunci când ne comparăm cu cât câștigă ceilalți, cât au ceilalți, dacă ne dăm seama că suntem undeva în spatele lor, din nou s-ar putea să ne întâlnim cu emoția de rușine. O altă întrebare importantă, și prin asta deja ne întoarcem un pic către copilărie, e ce informații am primit despre bani în familia în care am crescut. Și aici s-ar putea să fie diferite mesaje: Nu avem niciodată bani sau uh, poți să ai bani, dar atunci nu i ai pe părinți sau dacă ai banii s-ar putea să te transformi într-un om rău, pentru că probabil că fiecare dintre noi am identificat în familia de origine câte un membru avar, uh -huh. câte un zgârcit care avea banii, dar care n-ar fi dat deloc din ei. Și e, e necesar ca să. Avem o relație sănătoasă cu banii, să aducem aceste informații din trecut și să le analizăm cu mintea noastră de adult. După care să ne întrebăm ce deprinderi sănătoase sau nesănătoase am dobândit de la părinții noștri. Cheltuim mai mult decât câștigăm, ne împrumutăm mai des și uităm să restituim datoriile, vindem ceva și cum vindem, încercăm să profităm de ceilalți sau încercăm să fie o negociere fer și sănătoasă. O altă întrebare... Care au fost emoțiile pe care le simțeam în familia de origine atunci când vorbeam despre bani? Și ei s-ar putea să fie persoane care să spună că niciodată nu și-au auzit părinții vorbind despre bani sau să fie persoane care să conștientizeze, să realizeze că de fapt vorbeau despre bani atunci când nu existau bani. Sau atunci când erau, uite la noi în familie, în puținele momente, Andreea, în care erau bani, în copilărie erau foarte multe certuri. Pe ce să cheltuim banii, cum să-i gestionăm, mama avea o părere, tata avea o părere, bunica avea o altă părere. Sunt atât de multe experiențe pe care, pe care le aducem cu noi din copilărie. Care au fost momentele de succes sau de eșec financiar ale părinților noștri. S-ar putea să avem părinți care au fost mai întreprinzători și care și-au permis săriște, și poate s-au întâlnit cu succesul, dar poate s-au întâlnit și cu eșecul. Să ne întrebăm cum ne au afectat pe noi aceste experiențe ale lor, ce impact au lăsat asupra noastră. Care sunt cele mai importante lecții pe care le-am învățat despre bani. Am învățat să avem și economie.

am învățat să fim și generoși, să ne implicăm în comportamente de caritate, să avem grijă și de cei din jur, sau mai degrabă să strângem totul sub saltea și să ne fie doar nouă bine, să nu ne pese de, de ce se întâmplă cu ceilalți. Care sunt miturile despre bani cu care am venit de acasă? Și aici am discutat deja că sunt trei mituri. Îți mai amintești care sunt ele? Zile tu, ca să... Mai mult înseamnă mai, mai bine. Înseamnă... Așa. Nu există bani suficienți în această lume și că asta este situația situația, nu ai ce să schimbi, te-ai născut sărac, mori sărac. E... Și s-ar putea să fie multe altele. Ce, ce, ce e bine să facem ca să uh, fim în bună. Să ieșim din această paradigma nesănătoasă a relației cu banii. O altă întrebare care mie mi se pare absolut uh, revelatoare dacă îi găsim răspunsul și anume, cât îmi este de ușor să primesc banii și cât îmi este de ușor să dau banii. Apropo de circuitul banilor în această lume, și ce am nevoie să schimb? Asta ar putea să fie o ultimă întrebare: ce am nevoie să schimb eu în relația mea cu banii? credințele mele, mentalitatea mea, comportamentele mele, energia pe care o transmit către, către banii. Acestea ar fi câteva dintre întrebările care ne pot ajuta să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă o stare de prezență conștientă în relația cu banii. Și de asemenea, Andreea, dacă îmi dai voi, aș mai adăuga un exercițiu pe care îl putem nota tot așa în agendele noastre, și anume în 5 zile din 7, Dimineața sau seara sau undeva pe parcursul zilei, indiferent de momentul pe care îl găsim disponibil, să identificăm cel puțin 4-5 lucruri pentru care suntem recunoscători. Pentru că mintea de fiecare dată o să ne arate ce lipsește din viața noastră și cultivăm principiul insuficienței, a nedestulării. Și atunci când căutăm să vedem care sunt lucrurile pentru care putem fi recunoscători, de fapt noi cultivăm acest principiu al suficienței. Mulțumim tare mult și o să te rog să ne recomanzi și cărți care să ne ajute să ajungem la acest mindfulness financiar. E acest uh, volum semnat de Twist, Sufletul Banilor, care din punctul meu de vedere e cea mai importantă carte de educație financiară, de mindfulness financiar pe care eu am citit-o vreodată. Uh, e cartea lui Adam Grant care nu vorbește deloc despre bani. Însă, vorbește despre cum putem regândi felul în care noi ne raportăm față de lume, față de relații, față de situațiile dificile și ne ajută cumva să privim spre noi, spre ceilalți, spre viitor, dintr-o altă perspectivă. Mai e cartea semnată de Adriana Soltanie, Dragă unde sunt banii, care conține și multe momente de, de umor, însă e de fapt despre lecții de viață pentru prosperitate. Iar Adrian a scris această carte pornind de la cultura noastră a românilor uh -huh. și recunoaștem tot felul de clișee care s-ar putea să nu se regăsească în alte, în alte culturi. Și mai e cartea lui Vivek Murphy care tot așa nu vorbește despre bani, însă vorbește mai degrabă despre cum putem reumaniza familiile noastre, organizațiile în care muncim, companiile, în așa fel încât să nu ne fie doar nouă bine, să ne fie tuturor bine. Și cred că asta ar merita să fie cea mai importantă lecție de mindfulness financiar, să conștientizăm că nu suntem niște insule izolate, ci suntem interconectați și avem nevoie ca și celorlalți să le fie bine, pentru ca planeta asta să se îndrepte într-o direcție sănătoasă. Le găsim pe pagina de psihologie? Le găsim pe toate pe, pe pagina de psihologie. Mulțumim tare mult, Gașpar, pentru Mulțumesc. toate aceste sfaturi și sper să reușim să privim cu alți ochi acum banii, să nu îi privim ca pe ceva negativ, da? Și să îi atragem inclusiv prin donații, că exact. avem, dăm bani, exact. dar ei se întorc. Și să iubim să primim bani și să iubim să dăm bani. Mulțumesc, Andreea! Mulțumim! Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Mulțumim Eon pentru susținere. Cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune, pe curând.